sunteți votate butoanele. Bună seara, bună seara. Cum te numești? Mă numesc Renate Grad. Și habar n-aveți ce fericită sunt să vă văd. Sunt super emoționată. Habar n-ai ce fericit ne-ai făcut să auzim o asemenea voce. E ce caut eu aici la Vocea României. Voce mare. Mulțumesc mult. Sensibilitate, sunt... putere, dulceață, tot ce are nevoie un cântăreț. Felicitări, ești Mulțumesc minunată. Din suflet. Ești minunată. Mă simt onorată că te-ai întors. Ai o voce cu foarte multe armonice și un ambitus foarte mare, ceea ce îți permite să iei piese grele, să le duci cu bine până la capăt. Și mi-ar face foarte mare plăcere să lucrezi cu această voce. Mulțumesc din suflet. Mă simt tare norocoasă. Sunt convins că ești exact ceea ce caută Andra în acest concurs. Oh, ce drăguț! Stai un pic, că n-am păi terminat. Nu. Ai deja patru posibilități, sunt patru uși deschise. Fiecare ușă te duce pe un alt drum. Eu, spre exemplu, mi-aș dori foarte tare să explorăm și alte genuri muzicale. Da. Pentru că voce... aveți imaginea, nu? Exploratul tău. Da, corect. Doctor Voice. Adică o să... Eu adică sunt un explorator. Concret, ce vrei să explorezi cu ea? Ce ai vedea-o cântând? Că zice alte stiluri. Doresc să o văd cântând ceva mai nou. Ceva mai up-tempo. Asta vedem și ceva mai groovy. Sunt de acord, știu, da. Știu, piesa asta este foarte ofertantă pentru o voce ca a ta. O voce studiată, o voce care a cântat mult, o voce puternică, foarte sigură. Dar pentru o voce ca a ta, ți-aș da să cânt altceva. Da. Ai ales? Ești ceva. Eu mor de dragul tău, nu mai pot. Trebuie să te pup. Să vin în echipa ta. Și când ce mi-ai dat să cânt, sunt curioasă să aud. Opa! Bine, dar nu... Tudore, dă-i populară, ca s-o scos din prima afară. Deci așa îmi dorești. Smiley, iar ai dat-o în bară. Da. Eu cred că ești un concurent dificil în oricare echipă a intra. Noi ne-am întors la o voce care a cântat foarte bine, dar a cântat într-o manieră... Mai clasică. Mai clasică. Foarte aproape de cântecul mai original. Mai clasică și mai rutinată. Vocea ta are acum, în momentul ăsta, o rutină de care trebuie să scape la următoarea interpretare în concursul ăsta. În același timp, cred că există foarte multe avantaje. Cred că pot lucra să surmontez foarte bine dezavantajele. Mulțumesc! Fiecare are un loc pe scenă, părerea mea. Dar mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc mult tuturor! Vă iubesc! Și să vă spun și motivul pentru care voi alege, pe cine voi alege. Consider că ar trebui să aleg persoana care... Știu, persoana pe care am convins-o prima dată și care a avut încredere în mine, adică Andra! I will always love you, my dear! Felicitări, foarte mult ai cântat!